Test, test, sound, da? Bună seara și bine ați venit la prima lecție organizată în cadrul DHUB, lecția publică. Mulțumesc pentru sunteți prezenți astăzi alături de noi, dar și pentru publicul care ne privește online, suntem pe Priveschi EU și pe pagina Facebook. Toată aprecierea celor care distribuie acest eveniment pentru a fi privit de un număr mare de participanți și mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume. Ce este de fapt DHUB? Diaspora Hub este o organizație fondată de diaspore, persoane de business, dar și tineri ambițioși care s-au reîntors în Republica Moldova din diaspora în contextul oferirii suportului statului în procesul de integrare europeană, dar și creierii unor mecanisme instituțiilor statului, astfel încât Moldova noastră să fie o țară prosperă și foarte aproape conectată de cetățenii săi. De ce evenimentul este organizat la Biblioteca HDU? Cu 10 ani în urmă, diaspora din Statele Unite ale Americii a instituit aici, în cadrul bibliotecii publice, un centru de lectură în limba engleză. Și tot aici, în cadrul acestei biblioteci, pentru prima dată au fost organizate lecții în cadrul Centrului Virtual de Instruire. Deci, și aceste lecții de instruire au fost preluate ulterior de DHUB și sunt în continuare implementate în cele 20 de școli, instituții de învățământ, partenere DHUB. Activitățile care urmează să fie realizate în cadrul acestui lecții publice vor fi desfășurate aici, așa că fiți cu ochii pe noi, fiindcă ceea ce este interesant abia urmează. Astăzi suntem la o lecție publică, avem în calitate de invitat pe doamna Dragălin. Bună seara și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și sunteți gata să vorbiți publicului de aici, din sală, dar și celui care ne privește online despre atitudinea pozitivă, dar și rezultatele care le-ați obținut urmare acestui proces. Îi mulțumesc și domnului Galben pentru că este parte acestui parteneriat frumos și, așa cum spunea un coleg de-a meu și un bun prieten, lucrurile frumoase pot fi obținute doar împreună. Eu o să finisez aici, oferindu-i posibilitatea domnului Galben să modereze acest eveniment și vă doresc să aveți o parte de o seară frumoasă, plină de inspirațională, plină de idei care să motiveze. Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru acest discurs și această introducere. Cred că acum toată lumea a înțeles ce înseamnă DHUB și ce valori încearcă să promoveze. Sună frumos, lecție publică. Noi vom încerca să o transformăm într-o lecție publică / interviu, ca să fie o structură bine definită și în partea finală vom interacționa și cu dumneavoastră, de aceea dacă o să aveți întrebări, o să le puteți adresa în ultimele 15 minute ale discuției noastre. După cum ați aflat deja, Veronica Dragălin este invitata lecției publice de astăzi, procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Noi am stabilit că vorbim la pertu. Da, cred că deci suntem într-un format mai puțin formal decât de cei la televizor, la emisiune, așa că eu sper să avem așa o atmosferă aici în sală. Suntem la pertu, cred că deci sper asta să ne ajute să vorbim așa, într-un mod mai deschis și mai relaxat. Noi deja am făcut un interviu fără protocol, pe care probabil unii dintre dumneavoastră l-ați urmărit. Acolo am vorbit inclusiv despre probleme. Dar astăzi o să vorbim despre reușite și rezultate, pentru că avem aici DHUB-ul care vorbește despre atitudine, motivație și rezultate, atitudine pozitivă. Și vom încerca în formula asta un pic să motivăm, în măsura în care o să ne reușească. Veronica, tu ai revenit din Statele Unite, o țară foarte dezvoltată. Aici în Republica Moldova nu ai fost mulți ani, sau dacă veneai doar în vacanță. De unde ai găsit motivație
și dorință să revii într-un sistem pe care nu-l cunoșteai foarte bine și care are suficiente probleme. Și ce ai găsit de fapt aici? Da, pentru mine, deci eu am văzut-o ca o oportunitate, ca o oportunitate să-mi ajut țara din care, deci, vin, unde am crescut ca copil. N-am avut oportunitatea să trăiesc aici ca adult, deci veneam doar în vizită. Și când a apărut așa o posibilitate ca o persoană cu experiență de procuror în străinătate să poate candida la așa o funcție aici, în Republica Moldova, mi-am pus întrebarea, dar poate sunt eu persoana calificată pentru așa o funcție. Și deci la început nu a fost ușor, mi-a părut cumva așa o idee fantastică, dar cât am discutat cu prieteni, cu familia, cu colegi din Statele Unite, mă gândeam că totuși e o oportunitate extraordinară pentru țara noastră. Eu, în momentul când consideram această opțiune, deci în începutul anului 2022, era un moment foarte important pentru țara noastră, chiar mai mult după ce s-a început războiul din Ucraina, pentru că eu eram, la fel ca cred că mulți oameni din Moldova, foarte, foarte optimistă despre modul în care țara noastră și-a ales un parcurs pe viitor despre, deci, cu forma corupție, să spunem, gata la așa fenomen în țara noastră. Și pentru mine, când s-a făcut războiul din Ucraina, a devenit și mai important să înțelegem că noi cu toții avem obligații să protejăm democrația în lume. Și mi-a părut că, deci, poate pot și eu contribui la acest efort. Nu e ușor deloc, clar lucru, dar sper că am ceva de oferit acestei țări, acestei instituții, acestei efort. Și deci asta m-a motivat pe mine să vin încoace. Cu siguranță ai multe de oferit și ai oferit în această perioadă, vom vorbi și despre aceste reușite. La noi mass media este obișnuită să vorbească mai mult atunci când sunt probleme și este corect, pentru că trebuie să analizăm cine și ce face, inclusiv din banii publici. Dar astăzi vreau să vorbim despre aceste reușite inclusiv, dar până să trecem la ce s-a întâmplat în cadrul Procuraturii Anticorupție, proiecte și la ce etapă suntem, așteptări versus realitate. Din afară, Republica Moldova se vede un pic, bănuiesc, diferit. Ce ai găsit când ai venit aici? Aici chiar pot să spun, deci eu cred că am mai menționat acest lucru, dar eu pot să spun că, de fapt, deci, da, ca persoană din afară, nu eram, deci nu cunoșteam niciun procuror, niciun judecător din Republica Moldova, dar mă uitam și eu ca toți restul cetățenilor, citeam articole, mă uitam la care... Și percepția mea era că lucrurile nu merg în procuratură, în justiție, în lupta cu corupția. Și eu știam care e cauza acestei probleme, da? Și o posibilitate ar putea fi că procurorii, ofițerii care lucrează anume în acest domeniu nu sunt suficient de bine pregătiți. Deci, nu știu, ca persoană din altă țară, mă uit și mă gândesc, poate aici nu sunt așa de sofisticate metodele de investigație, tot restul. Aici eu pot să spun că, deci, când am ajuns în instituția pe care acum o conduc, după vreo câteva luni și am văzut, deci am discutat cauze complexe, am vorbit cu procurori, cu ofițeri, cu persoane implicate, consultanți, toți restul, am fost foarte, foarte impresionată de pregătirea profesională care există în Republica Moldova în acest domeniu, care nu-i unul deloc, deci nu-i simplu deloc. De strategiile de investigație, măsurile, deci instrumentele folosite de procurorii, ofițerii noștri, sunt fix aceleași care le foloseam eu ca procuror federal din Statele Unite cu agenți FBI. Deci tot acea, deci eu am fost foarte, foarte impresionată de nivelul de pregătire a procurorilor și a ofițerilor. Pentru că, până la urmă, dacă noi avem asta ca o bază, înseamnă că e mai simplă soluția. Pentru că pentru mine înseamnă că problema este, de fapt, un număr de oameni toxici, corupți, care pur și simplu trebuie eliminați din sistem, dar noi rămânem cu persoane pregătite. Pentru că dacă noi am avea pur și simplu un grup de procurori, ofițeri care sunt bine intenționați, dar deloc pregătiți, ca să-i crești tu, să ajungi la o instituție care poate combate frauda bancară, laundromat și multe altele, ar dura 10 ani de zile. Deci eu am fost foarte bucuroasă, de fapt, să găsesc o instituție de oameni foarte bine pregătiți,
Dar avem și alte, clar, probleme de soluționat, dar mă bucură foarte mult și am fost deci cumva surprinsă că, de fapt, la capitolul de pregătire profesională chiar fac față procurorii și ofițerii noștri din Moldova. Dar dacă ne abatem un pic de la corupție sau lupta cu corupția, atitudinea cetățenilor din Republica Moldova. Pentru că noi suntem obișnuiți atunci când mergem în Statele Unite să spunem că aici toți oamenii zâmbesc, toți oamenii sunt pozitivi. Atunci când ai intrat în supermarket, toți cu atitudine din asta foarte frumoasă în față de tine. Aici în Republica Moldova tu ai simțit diferența asta? Oameni mai triști, cât de greu ți-a fost să te adaptezi? Eu cred că nu o să uit niciodată primele săptămâni când eram în această funcție sau după prima sau a doua apariție publică care am avut-o, am primit sfaturi așa foarte, foarte serioase din partea unor persoane cu experiență foarte multă în domeniul jurnalistic și tot restul, deci foarte serioși, că zâmbești prea mult când vorbești. Trebuie să fii serioasă pentru că altfel nu se ia în serios. Pentru mine, deci cu toată stima și respectul față de aceste persoane, eu nu sunt de acord deloc. Deci eu n-am venit în Moldova să mă schimb ca om, da? Deci eu ca om sunt persoană care zâmbește. Poate asta e pentru că am crescut în altă țară unde așa e cultura, nu știu. Poate dacă creșteam aici tot așa era să fiu, pentru că nu știu, eu până la urmă asta e caracterul meu. Eu cred că sunt foarte mulți oameni, inclusiv în sala asta, care zâmbesc, da? Deci peste tot sunt oameni care întâlnesc și care zâmbesc. Am observat această atitudine diferită când eram mai mică, deci când veneam în vizită în Moldova. Mulți ani în urmă chiar se observa mai mult acest fenomen, că noi ca copii, cu sora mea împreună, pe stradă mergeam și zâmbeam, așa, pentru că așa zâmbește, și de multe ori se uitau la noi foarte straniu ca reacție. Dar în ultimul timp, de când sunt aici eu un an jumate în Moldova, nu pot să spun că am observat din punct de vedere persoanele cu care te întâlnești, atitudinea, una cu mult diferită decât cea din Statele Unite. Eu cred că totuși pe parcursul ultimor ani am devenit noi cu toții în lume cu mult mai conectați, da? Deci copiii care cresc azi în Republica Moldova se uită pe TikTok, se uită pe Facebook la show-uri din America, din Europa, de peste tot. Cumva eu cred că nu mai suntem așa de diferiți cum eram noi vreodată când conexiunea între noi și altă țară străină era cu mult mai, deci eram cu mult mai îndepărtați. Plus că depinde de atitudinea fiecăruia dintre noi. Cum interacționăm cu ceilalți și dacă zâmbim noi, probabil o să ne zâmbească și cei cu care interacționăm. Mai este încă un subiect care la început provoca discuții și reacții și probabil au fost și comentarii răutăcioase la adresa ta, limba română. N-ai vorbit-o foarte mult în Statele Unite, în special terminologia asta mai complicată de profil, ce ține de corupție, ce ține de justiție. Cum reacționai și cum ai putut să-ți menții atitudinea pozitivă și să continui să vorbești în limba română, la început cu anumite ezitări, pentru că acum văd că vorbești foarte bine și nu există nicio ezitare, atunci era mai complicat. Tu cum te-ai simțit? Da, asta chiar a fost, eu cred că pentru mine, un lucru dificil. Până la urmă, nu știu, eu ca procuror în profesia mea eram foarte deprins să vorbesc în spațiu public, pentru că noi ca procurori facem asta foarte des. Dar să o faci la televizor, cu multe, multe videocameri, cu microfoane și într-o altă limbă în care nu ești prins zi de zi să vorbești ca procuror, pentru mine a fost destul de dificil la început, chiar deci mă stresa această situație, dar clar că n-aveam încotro, trebuia să merg înainte și eu cred că cu încet te deprinzi, pentru că deci, câteodată circumstanțele te obligă să mergi mai departe. Clar lucru, deci eu știam, deci clar lucru logic, că după câteva timp o să-mi fie mai ușor în fiecare zi, pentru că toată ziua la serviciu vorbesc în limba română. Și pe parcurs știam că o să ajung la careva un punct unde o să-mi fie mult mai ușor să mă exprim în limba română. Încă n-am ajuns, aș spune eu, la nivelul 100%, mai lucrez la asta în continuare. Sunt sigură că am careva accent pentru unele cuvinte sau câteodată folosesc cuvântul nepotrivit, dar sper că asta câteodată ne face să glumim pe baza asta la serviciu și tot restul. Deci e un lucru care învăț zi de zi, deci mai departe, dar nu a fost ușor. Și clar că
te doare cumva critica, mai ales din acest punct de vedere. Limba e o chestie foarte importantă din punct de vedere de identitatea noastră, cultura noastră, și eu m-am simțit un pic... Deci să ai așa o stigmă sau o neacceptare din partea țării de unde eu m-am născut și de unde vin, asta m-a durut. Pentru că eu am avut așa experiență în țările străine. Da? Deci eu am fost considerată copilul străin care nu vorbește și vorbește cu accent în Italia, în Germania, în Statele Unite. Dar nu mă așteptam când în țara mea păsam așa atitudine din partea unelor persoane. Clar lucru, nu toți au avut așa o atitudine. Deci nu a fost ușor și eu cred că pentru cei care consideră să întoarcă înapoi în Republica Moldova, care poate au avut experiența care am avut-o și eu, ce vă pot spune? Că nu e ușor la început, dar te deprinzi, pentru că nu e cel mai complicat lucru până la urmă să-ți vorbești limba maternă când ai oportunitatea zi de zi să o practici. Dar surprinzător este că vine un specialist care trebuie și vrea să lupte cu corupția din Republica Moldova și principalele accente, primele săptămâni sau chiar luni, cum vorbește limba română. Și mai puțin la cum acționează verticalitate și principii și valori. Zic să trecem la lupta cu corupția în Republica Moldova. Prima perioadă a fost complicată inclusiv pentru că sistemul opunea rezistență. Și tu ai vorbit inclusiv public despre asta și vorbești periodic. Cât de complicat a fost să nu renunți? De unde ai găsit motivația asta pozitivă? Eu stau aici, o să rămân până la capăt, o să lupt chiar dacă o parte dintre colegi cu care trebuie să luptăm cot la cot nu mă vor. Da, asta tot eu, deci a fost o situație destul de complicată și continuă să fie până în ziua de azi. Nu e soluționată până la urmă. Unele probleme eu cred că le-am depășit. Unele persoane nu se mai află în Procuratura Anticorupție, dar totodată mai există problemele. Deci pentru mine încerc întotdeauna să găsesc totuși partea bună din ceea ce se întâmplă, pentru că oricând, dacă te gândești din toate perspectivele, eu cred că poți găsi și partea pozitivă. Deci pentru mine, chiar dacă nu a fost plăcut să vin într-o instituție unde existau și poate există persoane care au interese nu de integritate, nu de a combate corupția, dar altele, asta de fapt pe mine, ca persoană, m-a făcut să trec prin niște lucruri complicate, să fac față la aceste provocări și să devin o persoană mai puternică până la urmă, pentru că dacă reușesc să depășesc așa probleme majore, asta, de fapt, îmi dă mie siguranță că pot depăși orice mai departe. Deci, cumva, încerc cumva prin asta să mă uit și la partea pozitivă, că deci fiecare problemă, de fapt, e o oportunitate să găsești soluții, să mergi mai departe, să avansezi și te încerc cu susținerea rudelor, prietenilor, deci colegilor, unii colegi, să găsesc totuși motivația să mergi mai departe pe calea care mi-am ales-o. Tu ai venit în Republica Moldova, unde nu aveai prieteni, nu aveai foarte mulți cunoscuți și nu aveai familie aici. Cum ai găsit resurse? În momentul în care s-a început valul ăla de hate la adresa ta, pe canale de Telegram, pe rețelele de socializare, era evident că sistemul încearcă să te determine să renunți, să pleci. Și chiar veneau cu mesaje din astea directe. Dintr-o parte, se vedea că la un moment dat s-ar putea această persoană să renunțe și efectiv să zic mulțumesc, am venit, am înțeles ce se întâmplă aici, nu vreți o schimbare, eu o să plec. Tu ai rămas, ai luptat și lupți în continuare, chiar dacă știi că nu toți te susțin. Cum ai găsit oameni care, nu știu, să te asculte, să-ți dea un sfat? Și cum ai găsit oameni în care să ai încredere? Da, am venit, nu eram chiar cu totul singură, totuși am rude, unele dintre ele sunt aici în sală astăzi, care deci eu în orice moment știu că pot să mă duc la o mătușă acasă să mănânc mâncare făcută de casă, deci care cumva îți încălzește inima până la urmă și e cel mai important lucru, dar nu numai asta, dar să și mă asculte când am careva probleme sau întrebări și nu știu cum să acționez mai departe. Deci, dintr-un punct de vedere, chiar sunt foarte, foarte bucuroasă și am decis să vin în Moldova numai că să am
oportunitate să am mai mult timp împreună cu rudele pe care le cunoșteam doar în vizită, în vacanță. Inclusiv bunica mea, cu care am avut mult timp împreună să merg în vizită, și ea urmărea foarte, foarte atentă toate interviurile mele la televizor, și asta chiar mi-aducea multă, multă plăcere și bucurie. Și pe parcurs, nu știu, deci eu cred că până la urmă, din punct de vedere de a găsi persoanele în care poți să ai încredere și în care te poți baza, deci găsești o persoană cu care ai careva conexiune. Mai departe te uiți cine deci care sunt prietenii acestei persoane, da? Și cu încetul îți creezi un grup mai larg de persoane în care poți să ai încredere. Și iarăși, eu îi văd aici în sală, da? Deci eu am cunoscut unele persoane și de acolo mai departe v-am cunoscut și pe alții care sunt aici acum și mă susțin. Așa, cu încetul îți creezi un cerc de persoane în care poți să ai încredere. Clar lucru, eu am un cerc foarte mare de persoane în care am încredere la distanță, deci se află în Statele Unite, dar eu vorbesc cu ei foarte des. Acum, mai ales noi cu FaceTime, cu Zoom, chiar te vezi, ai senzația că ești aproape în aceeași sală. Deci nu mă simt singură. Am persoane chiar și aici, deci la Chișinău, în Moldova, dar cel mai important e conexiunea asta cu prieteni, cu persoane în care poți să te bazezi, să ai încredere în sfaturile care câteodată ți le dau. Poate eu, când nu sunt obiectivă și prea emoțională, să am o persoană cu care pot vorbi și să ajung la careva soluție calmă, obiectivă, e un lucru bun. Deci vă încurajez pe toți să găsiți așa persoane în viața voastră, pentru că e foarte important să poți gestiona toate dificultățile din viață cu anume așa persoane pe care te poți baza. Eu nu știu câți de aici din sală s-au confruntat cu comentarii și reacții răutăcioase sau chiar dure la adresa lor, dar bănuiesc că în cercul nostru, în domeniile în care suntem, toți avem oameni care poate nu obligatoriu le place ceea ce facem și vin cu critici. Nu de fiecare dată aceste critici sunt argumentate și bănuiesc că și tu la un moment dat înțelegeai că faci munca de dimineață până seara, stai la serviciu și oricum apăreau oameni care neargumentat te criticau. Și știu, tu mi-ai zis anterior în interviu, că citeai aceste comentarii. Cum să-ți păstrezi atitudinea pozitivă citind comentarii, știind că acolo sunt falsuri, cap-coadă, oameni care pur și simplu încearcă să-ți denigreze imaginea? Da, asta cred că totul e unul din cele mai grele probleme care se le depășește în așa o funcție. Eu știam clar lucru că mi-asum o funcție publică și știam clar lucru că o să fiu criticată, pentru că să fim realiști, șeful Procuraturii Anticorupției mereu o să aibă dușmani foarte, foarte mari în Republica Moldova, cu multe resurse, cu multe motive de ce să fie atacată anume instituția pe care o conduc. Deci asta era și de așteptat. Dar, totuși, când vine critica din foarte, foarte multe direcții, tot te afectează. Pentru mine, o strategie care am adoptat-o și care cred că funcționează destul de bine pentru mine, e să mă gândesc despre cine e persoana care vine cu anumită critică, din punctul meu de vedere, nefondată. Dacă e cineva care chiar mă cunoaște, care chiar se pricepe în domeniul de justiție, atunci eu încerc să atrag atenția, pentru că înseamnă că totuși poate este ceva aici care eu mă gândesc altfel. Dar dacă e o persoană care cu mine n-a vorbit niciodată, care nu e expert în domeniul de justiție, atunci pe mine, deci eu nu-i respect opinia acestui om, dacă are careva critică nefondată despre mine, pentru că el nu mă cunoaște. Și, de fapt, din punctul meu de vedere, dacă asculți critica la așa, critica nefondată, pentru că, clar, lucruri sunt critice câteodată obiectiv. Dar când vorbim despre critica nefondată, pentru mine, eu totuși încerc să mă gândesc că asta, de fapt, spune cu mult mai mult despre persoana care aruncă așa critică decât spune despre mine. Pentru că dacă această persoană nu mă cunoaște pe mine, modul în care el sau ea critică și aruncă și aruncă și aruncă, de fapt spune cu mult mai mult despre cine e această persoană, ce motive are, de ce aruncă așa de mult în mine, dacă el sau ea nu mă cunoaște pe mine personal,
înseamnă că nu se bazează pe acțiunile mele sau pe modul în care eu mă gândesc sau alte lucruri. Deci eu încerc întotdeauna să mă gândesc, să rămân cumva obiectivă din punct de vedere cine anume spune aceste lucruri, am eu sau nu am respect față de așa o persoană care are motive să cunoască sau nu domeniu sau pe mine personal, și să, deci să nu mă las să fiu atinsă de criticile nefondate din partea unor persoane care de fapt nu au, deci au alte motive de a arunca fel de fel de chestii urâte în privința nu doar a mea, a instituției pe care o conduc și mulți alții. E o soluție foarte bună, o să o preiau și eu. Și o să nu le zic cine și ce scrie. Și mă bucur că pentru tine funcționează și că asta nu te debusolează și poți să continui în continuare, mai departe să faci munca pe care o faci. Eu zic să trecem la lupta cu corupția în Republica Moldova, pentru că noi suntem obișnuiți și cu siguranță dumneavoastră tot ați observat din mass media, sunt câteva personaje care permanent sunt adresate în cadrul întrebărilor, sunt vizate când e vorba de lupta cu corupția. Când îi aducem în țară, când îi deferim justiției, când vor răspunde pentru ceea ce au făcut. Și dacă aceste persoane nu au ajuns în țară și nu își împășesc pedeapsa în penitenciar, se creează impresia că nu se întâmplă nimic în acest domeniu și nimeni nu luptă cu corupția și nu funcționează. La modul practic, lucrurile stau diferit. Corupție există cu sau fără ei în Republica Moldova. Întrebarea e mai puțină corupție acum decât atunci când ai venit și ai preluat această funcție? Și care sunt cazurile cu care, nu știu, te mândrești sau despre care crezi că ar trebui să știe publicul larg? Cred că e dificil să răspundem la întrebarea dacă există mai multă sau mai puțină corupție, pentru că înțelegem cu toții, infracțiuni de corupție nu sunt, deci sunt de genul când și o persoană și alta, deci cel care dă mită și cel care ia mită, n-au niciun motiv să ducă public și să vorbească despre asta sau să ne anunțe pe noi că s-a întâmplat. Deci e un tip de infracțiune care rămâne ascunsă de multe ori, dacă nu sunt fel de fel de alte persoane curajoase care să vină și să denunțe și să ne spună nouă informație. Deci e destul de dificil să măsori anume câtă corupție există, dar avem unele metode care sunt recunoscute din punct de vedere, deci internațional, de a încerca totuși să măsurăm acest lucru. Una, eu cred că cea mai eficientă sau cu o reputație cea mai bună este anume deci indicele percepției corupției care e făcut în fiecare an de Transparency International. Și aici, noi ca țară, chiar avem foarte, foarte mult despre ce să ne mândrim. Pentru că în acest indice, Republica Moldova, din 2019 până în 2023, noi ne-am ridicat cu 44 de locuri, deci, comparativ cu alte țări. Deci, în total sunt 180 de țări, și noi ne-am ridicat de la locul 120 în 2019 la locul 76 în anul 2023. Asta e deci eu nu știu dacă există altă țară și aș putea verifica care s-a ridicat cu așa de multe deci din punct de vedere clasament. Asta înseamnă, deci asta e un lucru foarte pozitiv și până la urmă acest indice e bazat pe foarte multe sondaje care se fac, foarte multe analize care se fac din partea experților. Deci asta pentru mine e o indicație că situația în Republica Moldova cu privire la corupție se îmbunătățește foarte, foarte, deci am făcut careva progrese foarte, foarte mari. Deci asta pentru mine e o măsură mai obiectivă decât ce spune presa în fiecare câteva luni sau în fiecare săptămână. Deci e un indicator foarte pozitiv și noi nu suntem cu așa de multe locuri în urmă, de exemplu România, dacă nu greșesc, e pe locul 62, noi suntem pe locul 76, deci nu suntem așa de departe de alte țări pe care noi cred că cu toții suntem de acord că au o situație cu mult mai bună. Statele Unite nu e pe locul 1, deci Statele Unite e pe locul 24, deci noi suntem doar cu 52 de locuri în urma Statelor Unite, da? 5 ani în urmă eram cu 44 de locuri în urmă. Nici nu știi, peste 5 ani poate depășim și Statele Unite. Deci eu sunt optimistă pentru că totuși progresul pe care noi l-am putut arăta într-un termen foarte scurt e unul destul de impresionant și aici spunem punctul pe faptul că 29 din aceste funcții, deci
clasamente au fost, deci din 2022-2023. Deci în 2022 ne-am ridicat cu 14 locuri și în 2023 ne-am ridicat cu încă 15 locuri. Deci avem lucruri care se întâmplă în țara noastră, despre care trebuie să ne bucurăm, să avem speranță că totuși lucrurile merg în direcția care trebuie și că o să avem succese și mai mari în viitor. Și cu siguranță acum se întreabă cei care sunt prezenți aici, cei care ne urmăresc online, în baza căror reușite s-a făcut acest clasament și unde Republica Moldova stă mai bine. Ce indicatori au fost folosiți ca să avem această creștere de peste 40 de trepte? E destul de sofisticat, nu o să pot explica eu tot, deci toată procedura care folosește Transparency International, dar după cum ai întrebat despre care careva realizări despre care eu mă mândresc. Deci anul trecut, pentru anul 2023, la început de an, am făcut o conferință de presă și am vorbit despre cât e de important să putem documenta și trage la răspundere persoanele care comit o anumită categorie de infracțiuni de corupție. Corupția din sistemul de justiție. Da? Deci pentru mine asta e deci, mai grav decât orice alt tip de corupție. Ofițerii, procurorii, judecătorii, avocații și alți intermediari care se ocupă cu corupția anume în domeniul nostru, cei care trebuie să combatem acest fenomen, pentru mine asta e cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Deci am spus de la început de an că asta e o prioritate pentru noi, am îndemnat cetățenii să ne deci să denunțe așa acte, să vină la noi, să ne aducă la cunoștință dacă se întâmplă așa ceva, ca să avem oportunitatea să intervenim, să documentăm și să tragem la răspundere persoanele vizate. În această deci, categorie de infracțiuni am avut succese, de exemplu, în anul 23 am obținut o condamnare a unui judecător la 7 ani de închisoare pentru un act de corupție. Asta e foarte semnificativ. 7 ani de închisoare pentru acte corupție comis de judecător. Am trimis în judecată 2 procurori pentru infracțiuni de corupție, care au fost documentate, filmate, clar că la moment încă nu avem sentință, deci prezumția de nevinovăție se aplică, dar totodată, deci procuratura anticorupție a terminat și a trimis în judecată aceste cazuri. Am reușit, după cum cunoaște publicul, pentru că deci să documentăm, să ridicăm imunitatea la 4 judecători prin Consiliul, deci prin CSM, iarăși pentru acte de corupție. Deci, și am reușit să facem acest lucru fără scurge de informație, fără să fie anunțat asta pe Telegram cu Sara înainte de percheziții. Deci, noi ca instituție am avut foarte multe exemple de anume așa fel de dosare unde am avut pronunțări de sentință cu ani de închisoare reale, am avut dosare terminate și trimise judecată, am avut acțiuni sofisticate de documentare inclusiv a judecătorilor. Mie mi s-a spus când am ajuns eu aici că noi niciodată nu o să reușim să documentăm judecătorii. Ei cunosc prea bine cum noi funcționăm, nu o să reușim niciodată să-i documentăm. Deci noi am reușit să documentăm, să înregistrăm anumite acte, deci suntem la fază de urmărire penală, încă n-am trimis judecată, dar totuși faptul că am reușit să documentăm fără scurgere informației e foarte, deci un semn foarte bun pentru mine. Eu cred că avem multe despre care ne putem deci bucura, avem mult înainte și mult de lucru, dar din punct de vedere rezultate intermediare chiar avem unele care mie îmi dau foarte multă speranță că o să reușim și o să avem succese și mai mari în viitor. Din contul la ce este această reușită? Iată, pentru ca să funcționeze mai bine Procuratura Anticorupție sau procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, cât de importantă e susținerea celor de la guvernare sau a puterii? Pentru că de-a lungul timpului, când cineva ajunge într-o funcție importantă și este o guvernare, este băgat în buzunarul acestei guvernări, cu siguranță au fost și mesaje că Procuratura Anticorupție luptă cu toți și nu cu cei de la guvernare, dacă săvârșesc acte de corupție. Cât de importantă este susținerea și cât de autonomă, independentă, politic este în prezent Procuratura Anticorupție, pentru că asta contează pentru cetățeni. Să știi că merg acolo și nu o să poată fi influențat rezultatul sau sentința de un apel de la cineva din Parlament sau din Guvern. Eu sunt gata să vă spun
Eu nu cred că a existat o procuratură anticorupție atât de independentă și autonomă în Republica Moldova decât există în ziua de azi. Deci eu sunt sigură că în locul meu, ca procuror șef anticorupție, nu a fost niciodată un procuror șef să fie real atât de independent de cum sunt eu. Pentru că eu, până la urmă, deci am mai explicat acest lucru, da? Deci când vii din altă parte, nu ai cumătri, nu ai persoane cu datorii pentru ce te-au ajutat în carieră sau nu, deci nu te simți obligat față de nimeni. Și tot așa mai și mai departe. Deci eu am siguranță că după acești 5 ani am posibilitatea să am o carieră înapoi în Statele Unite sau în altă parte. Nu mă simt obligată față de persoane în Republica Moldova care pot cumva să-mi afecteze viața, cariera mea mai departe. Deci eu cred că în această funcție n-a fost niciodată o persoană care poate permite să fie total. Deci eu sunt sigură că deciziile luate de Procuratura Anticorupției la moment nu sunt influențate în niciun mod de politică, de persoane la putere. Deci noi ne conducem după lege, după faptele, deci probele pe care le avem în față și asta vă pot deci garanta. Sună extrem de motivațional și optimism ceea ce spui, dar mai este încă un moment. Atunci când se fac reforme, noi ne-am dus în zona asta prea serioasă și vreau să trecem la ceva mai lejer. În momentul în care se face o reformă în cadrul Procuraturii Anticorupție sau în sistemul justiției, cât de important e ca cei de la guvernare să-și dorească asta și să ofere suport și cât de receptivi sunt de fapt la solicitările Procuraturii Anticorupție? Clar lucru că depinde foarte mult. Toate instituțiile statului, de fapt, sunt interdependente una de alta, pentru că nu poți să ai o procuratură care funcționează fără legi bune care sunt propuse de Ministerul de Justiție, date de Parlament, deci noi cu toții interacționăm în interesul statului, în interesul cetățenilor. Și numai decât trebuie să existe așa o susținere din partea toate instituțiile. Eu cred că noi, în ultimii, de când sunt eu aici în funcție, avem multe exemple de decizii care au fost luate, inclusiv de guvern, de parlament, care demonstrează că Procuratura Anticorupție cu adevărat se fortifică. Deci noi obținem instrumentele necesare ca să putem acționa și a fi mai eficienți mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că există, a existat asta și eu sper să continue mai departe. Nu întotdeauna suntem de acord 100% unii cu alții, deci nu poți spui că un întreg minister te susține sau nu. Deci fiecare minister, parlament, sunt oameni individuali. Toți suntem oameni individuali. Tot așa cum și Procuratura Anticorupției, nu doar Procuratura Anticorupției. Acolo sunt diferite persoane care au diferite opinii. Deci, până la urmă, important e să găsim limbă comună cu unii cu alții, să putem discuta, să avem așa discuții, chiar dacă nu suntem de acord, să depășim acest lucru și prin discuțiile pe care le avem să ajungem la soluția cea mai bună. Și eu mă simt optimistă că deci noi asta o să facem în continuare. Câteodată, poate sunt lucruri care le putem îmbunătăți din punct de vedere de comunicare, dar eu cred că s-au luat pași importanți pentru a fi fortificată Procuratura Anticorupție și urmează deci, să mai avem, deci să fie implementate aceste lucruri ca real noi să funcționăm și mai bine mai departe. Noi mai avem puțin timp până la sesiunea de întrebări-răspunsuri și nu pot să evit acest subiect. Când ai venit inițial, spuneau că, hei, femeie, în sistemul ăsta care este prioritar cu bărbați, ce o să poate ea face? Cine o să o asculte? Cine o să execute ordine și tot așa mai departe? Cât de complicat e să fii femeie într-un sistem unde sunt mai mulți bărbați? Și în ce măsură bărbații în Republica Moldova ascultă și execută ordinele unei femei procuror al Procuraturii Anticorupție? Da, acest fenomen, deci din punct de vedere că în sistemul de justiție sau organele de drept, cred că în toate țările sunt mai mulți bărbați decât femei, chiar și în procuratura în care activam în Statele Unite, erau mai mulți bărbați, mai ales când vorbeam despre ofițeri
deci FBI, aproape major, deci cu marea majoritate erau bărbați. Așa că schimbarea asta, deci să vin dintre acel sistem aici, nu a fost așa de diferit din punct de vedere de acest, acest lucru. Atitudinea bărbaților din Moldova e un pic altfel decât acea din Statele Unite. Eu cred că o să ajungă și în Moldova. Deci în Statele Unite eu cred că bărbații sunt mai atenți poate, despre modul în care vorbesc din punct de vedere de a respecta egalitatea de gen. Câteodată am observat că aici poate nu sunt așa de atenți toți care vorbesc despre aceste teme, dar în mare parte eu nu m-am confruntat cu careva problemă unde, de exemplu, eu am careva opinie sau dau o indicație care să nu fie executată. Nu am întâmplat asta niciodată. La urmă, din procurorul șef, indicațiile mele sunt obligatorii. Deci nu a îndrăsnit nimeni să spună nu la indicațiile procurorului șef. Așa că nu cred că o să avem probleme. Și asta sunt foarte optimist. Și încă un ultim aspect, până să trecem la întrebările dumneavoastră. Vă rog să le pregătiți sau le notați sau să le spuneți la microfon. Ziceam că vorbim despre atitudine pozitivă și vreau să lăsăm o stare pozitivă după discuția noastră de astăzi sau această lecție publică, cum am denumit-o noi în cadrul proiectului The Hub. Ce urmează? Republica Moldova este mai aproape de Uniunea Europeană ca niciodată. A pornit pe calea asta și urmează reforme. Ce se va întâmpla în Procuratura Anticorupție? Ce se va întâmpla în sistemul de luptă cu corupția? Vom avea reforme majore? Vom rămâne în continuare în aceeași formulă? Vreau ca și cetățenii să aibă o doză de, nu știu, optimism, așteptări pozitive. Da, eu cred că cel mai important e, deci noi, pe parcursul deci istoriei noastre, eu cred că când ne uităm la cadrul legal sau cum există, deci ce era Procuratura Anticorupție pe hârtie, suna întotdeauna foarte frumos, foarte bine construit, dar în realitate, când vorbim despre, ok, este o lege, este o hârtie care spune un lucru, dar asta nu înseamnă nimic, dacă în practică nu lucrează așa cum ar trebui să lucreze. Eu cred că noi acum avem oportunitate să luăm ceea ce e doar pe hârtie, și din asta să creăm o realitate, o instituție cu adevărat puternică, autonomă, independentă și eficientă, care poate combate corupția de nivel înalt. Și eu cred că deci avem acum o oportunitate, deci eu când vorbesc cu echipa din Procuratura Anticorupție, încerc să le spun și lor că noi, fiecare dintre noi în acest moment, contribuim de fapt la construirea unei instituții care o să, deci, sperăm noi cu toții, deci o să meargă 10, 20, 30 de ani înainte, o să ne lăsăm cumva urma noastră când vorbim despre cum trebuie să arate organigrama noastră, cum trebuie să arate structura, chiar deci reușim să avem o clădire proprie, cum scrie în lege. Dacă noi cu toții acum contribuim la acest efort, să ne putem mândri că totuși am construit un stat de drept, am construit o instituție puternică să facă față și în viitor. Nu e vorba despre dosarele de azi, e vorba de a avea o stare în justiție, o instituție, oameni pregătiți să poată face față la orice provocare care vine în țara noastră, să fim de partea cetățenilor, să îi reprezentăm intereselor lor, statul. Și deci prin asta eu deci, simt că ceea ce facem noi azi mai mult decât dosarele concrete, dar construirea anume acestei instituții ca în practică să existe și să funcționeze cum trebuie, e ceva foarte important pentru țara noastră și eu sunt sigură că noi o să reușim să facem acest lucru. Un soi de DNA românesc în Republica Moldova? Exact. Așteptăm cu nerăbdare. Bănuiesc că nu toți cetățenii, cei corupți nu așteaptă asta, dar... Așa, zic să trecem la sesiunea de întrebări-răspunsuri. O să rog colegii să pregătească un microfon și o să ridicați mâna cei care vreți să adresați o întrebare. Cât timp se decide cineva dintre dumneavoastră? Veronica, care sunt șansele că vei rămâne în Republica Moldova după finalizarea acestui mandat? Și cum simți tu? Pentru că a trecut o perioadă, deja înțelegi cum funcționează lucrurile și care sunt posibilitățile.
Sincer, deloc nu m-am gândit ce o să fac eu după acest mandat. Îmi vine foarte greu să mă gândesc așa de departe, pentru că cumva lucrurile permanent se schimbă, permanent, deci nu știu, 5 ani în urmă, dacă mă întreba cineva dacă o să fiu Republica Moldova, cu siguranță niciodată n-aș fi crezut că aici o să mă găsesc. Așa că n-am idee ce o să fac eu mai departe după acest mandat. Noi sperăm să rămâi în Republica Moldova și în continuare să lupți cu corupția și corupții. Este acolo cineva care vrea să adreseze o întrebare? Vă rugăm. Așa. Okay. Încă o dată, să repet totul? Da. Haideți atunci. Bun, majoritatea instituțiilor de stat au ceva de genul că se numește ghidul carierei. Nu contează, pe cazul prostul, probabil procurorului, spre exemplu, sau ofițerul de investigații, a polițistului. Situația următoarea. Spre exemplu, dacă tânărul care revine în țară, hai să spunem, are capacitățile peste medii, sistemul nostru poate să-l motiveze să-l crească, de exemplu, în carieră mai rapid? Deoarece, în mod normal, ghidurile astea sunt făcute totuși pentru nivelul mediu, adică gen pentru persoana medie, cu experiență medie, cu, hai să spunem, un standard, ca să nu zicem altfel. Sistemul nostru poate să propulseze un tânăr, de exemplu, ambițios și cu capacități? Bună întrebare! Și noi chiar, pentru că am reușit în ultimele săptămâni să obținem din partea Parlamentului o hotărâre să ne majorăm numărul de funcții, de persoane care pot lucra la Procuratura Anticorupție, deci suntem la faza de recrutare. Așa că dacă sunteți interesați să lucrați la Procuratura Anticorupție, vă rog foarte mult să vă adresați, deci o să anunțăm concursuri. Până la urmă, deci organigrama la care noi lucrăm chiar acum și sper să fiu aprobată destul de repede, ne dă destul de multă flexibilitate din punct de vedere a unor poziții de funcționari publici, să fie, de exemplu, un șef de secție, un șef de direcție și eu ca șef o să am destulă flexibilitate să pot decide. Deci, prin concurs, cine ar fi potrivit pentru așa funcții? Și eu cred că, din punct de vedere de carieră, deci eu am mai spus lucrurile astea, dacă ești interesat să faci tare mulți bani, nu recomand să vii la Procuratura Anticorupției, pentru că salariile sunt destul de modeste, dar dacă ești interesat să avansezi în carieră prin mai multe domenii, de exemplu, nouă ne trebuie o persoană care relația cu publicul, da? Deci nu trebuie să fii neapărat procuror. Sau contabil șef, de exemplu, persoane care au pregătire în acest domeniu, sau resurse umane. Deci sunt și alte lucruri unde o să avem așa poziții, o să avem oportunitatea pentru persoane să avanseze din punct de vedere de merit. Deci chiar dacă nu ai, deci e un tânăr venit din altă parte, dar vorbește limba engleză, de exemplu, care e important pentru anumite secții, cooperare internațională. Deci eu cred că noi o să avem poziții și o să avem oportunități din punct de vedere de carieră ca tinerii din diaspora, dacă sunt interesați, sau cei care deja se află aici, să aibă careva oportunități, să contribuie într-un mod semnificativ. Deci eu, până la urmă, am venit la această funcție, nu să câștig un salariu foarte mare, clar că nu, eu pierd bani fiecare an care trece, dar am venit pentru oportunitatea, deci să contribui la ceea ce face Procuratura Anticorupție. Din asta eu personal primesc o mare, mare, deci, satisfacție din punct de vedere de viața mea, deci cariera mea, așa că o să avem așa oportunități în Procuratura Anticorupție, cu siguranță. Așa, mulțumim, vă rog. Funcția dumneavoastră, se aude? Funcția dumneavoastră în acest domeniu este una foarte, foarte importantă pentru dezvoltarea țării. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce v-a determinat să ajungeți la acest post de lucru și ce vă motivează să mergeți în fiecare zi și să lucrați în domeniul anticorupție?
Eu cred că în mare parte m-a influențat, anume deci faptul că sunt din Republica Moldova și eu când eram copil mic și pe parcursul vieții mele când veneam înapoi în vizită, totuși corupția m-a afectat și pe mine. Deci cumva, deci eu cred că spre deosebire de colegii de-ai mei care au crescut în Statele Unite, poate înțeleg ce înseamnă asta corupția în alt mod. Văd efectele care au avut acest fenomen aici în, în Moldova. Și am fost, eu cred că am devenit procuror în general, anume din cazul acesta. Deci eu în Statele Unite tot am devenit procuror specializat anume pe anticorupție. Și era din motivul că din țara asta, unde corupția a fost o problemă întotdeauna. Și eu cred că noi am avansat foarte mult în lupta cu corupția, dar până la urmă asta pe mine m-a motivat. Deci tot rădăcinile mele deci, în țara asta, experiența părinților mei, rudilor mele, a mea personală câteodată, deci din punct de vedere ce vezi, ce se întâmplă, asta m-a motivat să-mi dedic o carieră întreagă în acest domeniu și cumva am avut oportunitatea totuși să vin chiar în Moldova să aplic ceea ce am învățat până acum, experiența mea profesională. Mulțumim foarte mult, vă rog. Așa, se aude. Bună seara, mă numesc Doru Curoșu, antreprenor, voluntar. Eu am o întrebare un pic mai provocatoare, sper că, și probabil nu toți o să fie de acord. Atunci când vorbim de corupție, vorbim despre un termen sau soluția, sau soluționarea corupției ar fi o temă utopică, da? Pentru corupție există și în cele mai dezvoltate state, și în cele mai democratice structuri. Și întrebarea mea, cum vedeți în Republica Moldova acea lipsă de corupție? Cum ar rata Moldova fără corupție în modul ideal? Clar că mereu va exista corupție. Dar cum vedeți finalul? Da, eu sunt de acord. Corupția există peste tot, inclusiv țările cele mai dezvoltate democratice, pentru că asta e până la urmă, nu știu, poate o problemă omenirii, deci oamenilor, dar până la urmă puterea corupe, corupția duce la putere, deci sunt niște lucruri așa. Legate. Eu cred că pentru mine ce ar însemna, de exemplu, Moldova la un nivel ideal ar fi să avem un stat de drept, să avem un sistem de justiție unde când o să aibă loc o infracțiune de corupție, mai ales la un nivel înalt, poate comisă de persoane cu multă putere în țara noastră, noi o să avem un sistem de drept sănătos, curat, deci nu cu oameni infiltrați care promovează fel de fel de interese, care o să poată, deci, examina acest caz într-un mod corect, echitabil, condus doar de lege, nu de altă influență, să ajungă la soluția legală și corectă. Asta nu neapărat înseamnă condamnare de fiecare dată, deci asta nu înseamnă un stat de drept. Un stat de drept înseamnă că pui în frunte legea, asta se respectă, indiferent de care e rezultatul final. Pentru că și în Statele Unite și în alte părți, deci până la urmă, nu poți eradica cu totul corupția, dar noi dacă o să avem un sistem de drept în care cetățenii pot să aibă încredere, unde știu că dacă denunță un act de corupție, persoana va fi trasă la răspundere și va avea o procedură corectă, fără o influență de orice fel, asta, de fapt, o să arate că trăim într-o țară democratică, cu prosperitate pentru cetățenii noștri. Așa că eu sper foarte mult să reușim să ajungem la acest nivel. Nu suntem foarte aproape de acest nivel la moment, pentru că eu simt foarte mult că încrederea cetățenilor în sistemul de justiție nu e foarte mare. Noi la asta lucrăm, eu la asta lucrez în fiecare zi, eu vreau să crească această încredere. Și eu cred că poate crește doar prin rezultatele pe care le putem demonstra și arăta, dar eu asta îmi doresc, deci un adevărat stat de drept. Mulțumim foarte mult, mai este acolo cineva cu întrebare. Vă rog să vă ridicați. Eu am un comentariu și o întrebare. În primul rând, comentariu, vreau să vă mulțumesc că ați avut curajul să reveniți. Sper să fac cât mai mulți moldoveni. Și comentariul meu este că e foarte greu să fii om de poziție publică la moment. Și dacă uneori primiți critici, nu le ascultați, pentru că din start e foarte greu. Uitați-vă, Biden gestionează poate cea mai puternică economie pe care a avut-o America în foarte mulți ani. Lumea e nemulțumită. Macron a schimbat Franța, are anti-rating de 70%. Scholz face toate lucrurile bune, are anti-rating de 80%. Deci
realitatea zilei de azi, da? Trăim într-o societate hiperconectată, media 24-24, deci nu trebuie să o luați personal. Asta e comentariul și încurajarea. Acum, pornind de acolo și întrebarea, cum credeți că am putea face mai bine în chestiunea de comunicare, pentru ca oamenii să facă o corelare mai bună între rezultatele care eu chiar cred că sunt și percepția, da? Și poate ca să fiu puțin provocator, care e atitudinea față de anumite tehnici controversate, dar care au lucrat, de exemplu, în SUA. Și sunt sigur cunoașteți, de exemplu, practica lui Rudolph Giuliani când era US attorney, da? Când, așa numită plimbarea criminalului. Oamenii vor să vadă sânge, vor să vadă criminalii plimbați cu cătușe în fața camerilor și asta oamenii vor, chiar dacă sunt practici controversate. Vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare, chiar apreciez acest lucru și chiar mă face să mă simt un pic mai bine dacă și Biden și alții cumva spus și eu în aceeași categorie ca și dânsii. Eu cred că, deci, nu știu, pentru mine, de exemplu, eu pe canalele mele de socializare urmăresc așa, se cheamă Good News Movement pe Instagram, unde permanent sunt știri, dar sunt toate pozitive. Da? Deci eu am selectat că vreau să mă abonez anume la chestia asta, eu înțeleg că asta nu e obiectiv, pentru că până la urmă acolo sunt doar știri bune, dar eu vreau să văd aceste lucruri, pentru că altfel chiar te simți că, nu știu ce cu lumea noastră, dar parcă tot e grav și rău. Eu cred că lipsește asta Moldova. Eu nu văd știri bune, da? Deci nu este vreo organizație, vreo un portal, vreo, nu știu, un efort totuși. Hai să vorbim și despre lucruri bune care se întâmplă. Poate tinerii noștri, care unii dintre ei sunt aici în sală, veniți cu așa o inițiativă, nu știu, deci hai să găsim modalitatea de a vorbi și despre lucrurile bune. Clar că asta nu înseamnă că trebuie să nu atragem atenția la problemele reale care există, dar totuși trebuie de încurajat oamenii, trebuie de dat speranță oamenilor că lucrurile nu sunt chiar așa de grave până la urmă. Așa că eu cred, sper, nu știu, prin așa evenimente să încurajăm careva persoane să aibă o atitudine pozitivă, să reușim să transmitem acest mesaj pozitiv cetățenilor noștri, pentru că, până la urmă, dacă nu avem fiecare dintre noi careva speranță și nu ne avem careva dorință să ne implicăm spre bine, atunci nu o să reușim. Împreună, deci, o să reușim și pentru asta trebuie să le dai careva senzație oamenilor că dacă o să implice, lucrurile o să meargă spre bine. Așa că sper să venim, nu știu, să găsim careva oportunități sau inițiative în Moldova, să punem accentul anume pe lucrurile bune, nu doar din justiție, dar în general, care se întâmplă, că sunt multe lucruri frumoase, oameni foarte deci curajoși, care își dedică o viață întreagă, o carieră întreagă la lucruri, de inspirație și trebuie să, cumva să punem accentul pe asta. Știu, Dorin, câteodată faci asta în emisiunile tale, așa cred că e un lucru. Plus că nimeni n-a anulat lucrul asta cu propaganda și manipularea, pentru că de multe ori oamenii își creează opinii în baza la ceea ce văd pe rețelele de socializare sau la TV și nu obligatoriu este obiectiv sau nu sunt prezentate toate părerile acolo. Haideți, dacă mai are cineva întrebare, vă rog. Mulțumesc, Marina, reprezint Asociația Vă Moldova. Moldova, noi activăm în satele Republicii Moldova, în sfera socială. Vreau să felicit, desigur, organizatorii, foarte frumos și interesant subiect. Mă gândeam când veneam aici, ce are a face doamna Drăgălin cu atitudinea pozitivă și așa mai departe. Și acum am dat seama că atitudinea pozitivă e cea mai bună armă împotriva corupției și explic de ce. Chiar astăzi am avut o astfel de situație deloc plăcută la judecătoria Buiucani. Asta vă spun, doar că e judecătoria Buiucani. Și am o rugăminte și e conform legii. Plătesc, da, statului ca să mi se ofere niște înregistrări audio a ședințele de judecată. Grefiera mi-a dat cel puțin de 15 ori că este o muncă foarte grea. Că nu are timp. Dar de ce ați venit la mine? Păi pentru că am plătit, că eu am... Da, aveți dreptul, eu am spus că nu aveți dreptul. Și din asta au urmat alte 10-20 de propoziții. Ceea ce-mi doresc. Am tot dorit. Republica Moldova este o țară tânără. De trei... Ceva... Scuze, vorbiți un pic mai încet și o să nu se fie bruiajul ăsta. Țara noastră o țară tânără. Învățăm să ieșim încă din sistemul comunist și eu am impresia că asta e marea noastră problemă. Urgândirea de atunci era
noștri întotdeauna nu avem. Astfel de situații. Am vrut să vă întreb. Iată, în 30... Întrebarea o să o adresați la acest microfon? În 30 și ceva de ani și din punctul, din perspectiva Republicii Moldova, dar și din perspectiva experienței enorme pe care o aveți dumneavoastră, care este sămânța de bază sau, aș spune eu, generatorul corupției într-o țară, exemplificată prin Republica Moldova, situația noastră de atunci din URSS și ce am moștenit? Și alta întrebare, dacă există vreun instrument, vreun sistem de monitorizare și de evaluare a nivelului corupției în justiție și în sfera socială? Mulțumesc! Da, e bună întrebarea din punct de vedere, deci și eu sunt de acord, că eu cred că o mare parte din gândirea, deci, din Republica Moldova și cultura din Republica Moldova e influențată din faptul că noi am trăit într-un sistem comunist. Și eu, cumva, când mă gândesc la acest, cât de multe ori mă gândesc de ce totuși aici există corupția asta sistemică, când, de exemplu, în Statele Unite sistemică nu există. Ea există la nivel înalt, cu siguranță, dar asta sistemică mai puțin. Eu, pentru mine, așa am ajuns la careva teorie, că pe timpurile comuniste, când furai de la stat, asta era un lucru care nu ți era rușine. Cumva puteai să spui la vecin că uite ce am făcut eu, am luat de la stat. Pentru că statul era ceva departe, care nu eram noi, cumva era ceva mai abstract. Și chiar nu ți era rușine dacă furai de la stat. În Statele Unite, țara aceea a fost creată pe spatele unor oameni care au plecat dintr-o țară, s-au dus în alta, ei singuri au construit un sistem și eu cred că acolo, dacă furai de la stat, cumva te simțeai furi de la mine când spui că furi de la stat, pentru că noi toți cumva contribuim la acest lucru. Și eu cred că chestia asta e o chestie care intră cumva în gândirea noastră, în atitudinea noastră și e foarte greu să o schimbi. Nu e așa de ușor, peste noapte, hai cu toții să spunem că nu, corupția era și deci dacă ai fost deprins foarte, foarte mulți ani la rând, că trebuie să dai și la medic, și la învățător, și la când iei pașaportul, și când treci vama, deci asta cumva intră în cultură. Și poate de asta, deci eu nu cred că noi ca oameni cetățeni în Republica Moldova suntem mai răi decât oamenii din altă țară. Deci nu, eu nu cred că noi suntem mai corupți din motivul ăsta. Eu cred că e o gândire și vine din istoria noastră. Dar tot noi suntem acei care pot schimba acest lucru. Și eu cred că tineretul din ziua de azi, care nu a crescut pe timpurile celea, nu au așa atitudine. Deci ei se uită altfel la acest fenomen. Și deci dacă creștem copiii noștri, elevii noștri, să simte că ei contribuie de fapt la stat, la toate deci, instituțiile statului, care de fapt sunt aici să ne servească pe noi cetățenii, atunci o să ai o altă atitudine când cineva vrea să delapideze careva fonduri sau alte chestii. Deci eu cred că asta poate ar fi o soluție, deci totuși să schimbăm gândirea și asta nu e ceva care se întâmplă, deci nu e ceva ușor și simplu, dar lucru pe care o face organizația dumneavoastră în sate, cu copii, lucrurile care le face D-Hub cu lecțiile lor în școli. Deci cu asta se schimbă până la urmă atitudinea. Așa că eu mă simt optimistă când mă uit la toată munca care se face, deci cu copiii noștri, cu educația, cu tineretul care e implicat aici în țara noastră, să lucrăm la să avem o țară mai prosperă în viitor. Contribuie pozitiv, sper eu, și aceste lecții publice și discuții pe care le avem în fața dumneavoastră și veniți cu aceste întrebări foarte bine documentate și, de fapt, care le au mulți cetățenii Republicii Moldova. Vă rog, acolo mai era cineva? Bună seara! Mulțumesc! Întrebarea mea, ca cetățean de rând, deci, da, cu siguranță, în ultimii ani, de când ați percepția populației și a mea inclusiv ca cetățean simplu s-a schimbat radical, adică chiar este o speranță bine. Deci percepția populației și cetățenilor totuși s-a schimbat bine și
Asta mă bucură foarte mult. Mulțumesc pentru întrebare. Chiar ar fi cazul să menționez cum, de exemplu, un cetățean poate sesiza careva acte de corupție, mai ales când vorbim despre acte de corupție comise de polițiști sau alții din sistem, pentru că atunci cu unde să te adresezi. Deci vă încurajez, noi avem pagina noastră web a Procuraturii Anticorupție, unde explicăm pașii unei sesizări. Da? În primul rând explicăm cum te poți adresa. Noi primim sesizări în persoană, prin poștă, prin poștă electronică sau prin telefon. Și acolo explicăm ce, deci în momentul când noi primim așa o sesizare, ce urmează mai departe. Deci vă încurajez să mergeți la procuratura.md/anticorupție și acolo găsiți așa informație. Și tot acolo puteți găsi rezultate. Da? Deci noi acum recent am publicat raportul nostru de activitate pentru anul precedent și avem careva deci lucruri concrete. Deci ca să vă dau, nu știu, careva cifre simple, poate să vă simțiți mai optimiști, cum mă simt și eu. Din punct de vedere de condamnare, deci noi am avut în jur de 200 de sentințe în anul 2023 și când ne uităm după rata de condamnare și divizăm între dosare trimise judecată 7 ani în urmă, 5 ani în urmă și ne uităm la dosarele trimise judecată în ultimii 2 ani, pentru aceștia trimise în ultimii 2 ani, rata de condamnare e 96%. Deci pentru cazurile care noi acum le gestionăm, noi ajungem la condamnare, pentru că ele sunt foarte bine instrumentate. Dar, în anul 2023, au fost pronunțate sentințe în privința dosarelor care au fost trimise judecată și în 2014-15, acolo rata de condamnare nu e așa bună. Dar pentru mine, asta nu reflectă activitatea Procuraturii Anticorupției de astăzi. Pentru că asta reflectă ce au făcut careva procurori, care nu se mai regăsesc în Procuratura Anticorupție. Deci când ne uităm la ceea ce se întâmplă în ziua de azi, de dosarele pe care noi le instrumentăm, avem calitatea dosarelor. Și avem sentințe, noi acum vedem o creștere din punct de vedere de pedeapsa dispusă. Deci procentul de sentințe care este închisoare cu executare crește. Anterior, vreo câțiva ani în urmă, doar 6% din cazurile noastre se terminau cu sentință de închisoare. În anul 2023, noi suntem la 20%. Deci, 1 din 5 persoane condamnate pe cazuri de corupție primește închisoare reală, deci la închisoare. Și ca să fie foarte clar, eu nu cred că noi trebuie să ajungem la 100%. Deci, sunt cazuri de corupție. Până la urmă, sunt foarte multe cazuri unde o pedeapsă financiară, o amendă aspră, e suficient. Dar totuși e o indicație că lucrurile merg, deci noi instrumentăm dosare mai complexe, mai serioase, mai grave, care merită o pedeapsă mai aspră și avem judecători care dispun așa fel de condamnări și pedepse. Deci când ne uităm la rezultatele concrete, că să vorbim despre date concrete și nu doar cu impresia mea subiectivă, deci vă încurajez să vă uitați în raportul nostru anual, care arată așa fel de analize. Mai avem o ultimă întrebare, vă rog frumos. Da, bună seara, îmi zice Constantin. Am venit nu așa de pozitiv, să spun, adică fiindcă corupția, adică nu știm ce se întâmplă la noi în țară de ani de zile, ani buni.
Îmi pare bine să aud și atitudinea dumneavoastră pozitive și sper că lucrurile să meargă înspre bine, dar dumneavoastră spuneați că să creați așa, să fondați o instituție bine pusă la punct și așa mai departe. Eu, în general, părerea mea, eu aș vrea ca în 20-30 de ani în viitor, noi să fim în așa relații economico-sociale, că să nu mai avem nevoie de instituția pe care o conduceți acum. Asta este părerea mea și cred că atunci noi vom fi în relații sănătoase. Fiindcă, din păcate, am chiar concret cu cineva, era în pandemie, am mers cu mașina, am luat un omulean care spunea că ficiorul lui lucra, mi se pare că în instituția dumneavoastră, și spune că el aduce un dosar, dosarul ia un șefuleț, care el se duce la antreprenorul acela care trebuie să-i pedepsi și spune, dosarul tău atâta costă. Și tu trebuie să știi, acela are de ales. Eu aici văd alte aspecte, adică aspectele sociale, economice, inclusiv de educație, ce ține de societatea noastră. Eu văd aici, de exemplu, și dumneavoastră ca procuratură. Noi avem parlamentul, noi avem consilii municipale, care noi în fiecare an aprobăm bugete mari și noi așa scrim. Cheltuielile depășesc veniturile cu atâtea miliarde. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea așa o vorbă. Cel ce cheltuie peste ce câștigă, n-are în casă mămăligă. Și eu îmi pun întrebare. Nu cum tu dinainte spui că îți cheltui mai mult peste ce câștigi? Dacă o persoană privată face lucrul ăsta, eu, de exemplu, eu trebuie să găsesc de unde, ce? Vin și casa, vin și aceea și aceea. Și eu înțeleg că, da, mai avem o companie, două, trei de privatizat, mai avem ce acolo, ce a mai rămas, pământul, un alta. Noi, ca tare, eu așa văd, noi să fim proprietari, eu să fiu parte, acționar la Moltelecom, de exemplu, sau la altă companie, dar nu pur și simplu așa să le vindem peste noapte cuiva, unui anumit, așa numit, investitor strategic. Deci eu văd și poate dumneavoastră și aceste aspecte. Văd un aspect foarte mare cu lucrare cu poliția, fiindcă la nivel de sat, lucrurile sunt foarte strașnice, vă spun. Nici nu, și uitați, mă aflu aici, fiindcă în octombrie anul trecut, întâmplător am luat din Ciucur Mingiur o femeie în vârstă, care se ducea să vândă produse lactate la Comrat. Unii îmi spune că în 21, da, era 23, din 22, ei au o vac, aveau o vac și un vițel. Au ieșit la poartă soțul, l-a chemat la telefon, nici 5 minute, când iese, vede un busic roșu, care vițelul l-a luat, l-a încărcat în mașină. Știți, eu m-am amintit de anii 90, anii tâlhăriei, și am rămas așa, stupefiat, când însă spune că soțul umblă la procurori de un an de zile. Adică, ce se întâmplă? Poate aici la Chișinău lucrurile se îmbunătățesc, centralizat, nu știu unde, dar vă spun că în regiuni lucrurile stau grave. Și de ce eu ce vreau să vă doresc? Succese, că la început trebuie o mână tare, îngerii să vă păzească peste tot, fiindcă nu știu cum, dar eu tot câteodată spun, dar nu vă temiți, dar cum? Cum așa? Că într-adevăr, că aici trebuie să fie așa, știți, păzit din toate părțile. Și vă doresc succese, numai bine. Vă mulțumesc și sunt de acord cu comentariul dumneavoastră din punct de vedere de cheltuiel și câștig. Deci, ca să vă dau o cifră, noi în ultimii 2 ani am reușit să identificăm și să înghețăm bunuri în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro. Dacă noi până la urmă ducem aceste dosare până la final și această sumă e confiscată în interesul statului, această sumă o să ne asigure în bugetul nostru pe 20 de ani înainte. Deci eu cred că noi suntem o instituție care foarte bine poate să justifice cheltuielile pentru, deci potențialul care îl avem noi, să întoarcem înapoi în interesul statului, în interesul cetățenilor, bani care au fost furați, sustrași din țara noastră. Așa că noi asta ne propunem ca un scop foarte important, nu doar să trimitem oameni la închisoare, dar să aducem așa sume mari, mari, mari de bani, să ajute inclusiv satele noastre și tot restul. Deci numai decât acesta e un scop important pentru Procuratura Anticorupție.
Eu cred că lecția noastră publică a fost optimistă și motivațională, inclusiv pentru dumneavoastră, dar și pentru cei care ne urmăresc online pe Privesc Eu și pe pagina de Facebook DHub. Este un prim eveniment de acest gen, învățăm și noi din mers și următoarele sperăm să fie cu mai multă lume și inclusiv online. Vă mulțumim pentru că ați venit astăzi aici și sperăm și următorii speakeri să fie la fel de optimiști și cu mesaje motivaționale pentru situația din Republica Moldova. Mulțumim mult pentru că ai acceptat să vii astăzi aici în față să vorbești din experiența deloc ușoară la Procuratura Anticorupție și ca un ultim aspect care să ne dea tuturor de gândit. Înainte să vă anunț că noi o să lăsăm aici câte o carte motivațională, am pregătit și eu și Veronica și mai știu că era cineva, avem aici o boxă. În prezent, în Republica Moldova, cineva care are bani poate scăpa de justiție, poate scăpa necondamnat chiar dacă este vinovat? Mai avem de lucru, așa că răspunsul deocamdată e posibil, dar noi o să facem absolut tot ce putem noi după lege să ne asigurăm că așa ceva, deci nu o să mai fie posibil în Republica Moldova. Asta voiam să aud și cred că și dumneavoastră ați vrut să auziți acest lucru. Bine, ideal ar fi fost că nu mai poate, da? Și indiferent câți bani ai, ajungi la pușcărie dacă ești vinovat, dar să sperăm că se va întâmpla asta într-un timp apropiat. Așa, noi avem aici și eu și Veronica. Vă mulțumim tare mult, mulțumim și gazdei Bibliotecii HD-ul pentru găzduire și este un prim eveniment din o mulțime care urmează și am zis să fie de bun augur, pregătim câte o carte care o să o punem acolo în boxă despre gândire pozitivă. Eu am aici o denumire curioasă despre viața bună și cum să o trăim. Este o lecție a celui mai îndelungat studiu Harvard despre fericire din 1938 până în 2018. Am citit-o, îmi place foarte mult și o recomand și dumneavoastră. O să o las aici. Sper că o să fie în posesia bibliotecii, dacă nu este, și o să rămân aici și o să puteți să o luați, să o răsfoiți. Și știu că și tu, Veronica, am citit și eu cartea și eu tot o recomand, așa că e una bună. Eu am citit-o în engleză, dar cu siguranță e una bună. Am și eu o carte, a mea e în limba engleză, că am fost încurajată pentru că diaspora, deci dacă înțeleg eu corect, a donat inclusiv cărți în limba engleză. Și aici eu am o carte care de fapt am primit-o cadou din partea echipei mele de la Procuratura Anticorupție, așa că sper să nu se supere că eu am citit cartea, am găsit-o foarte motivantă și vreau să o donez mai departe bibliotecei. Se cheamă The Monk Who Sold His Ferrari și despre un avocat din Statele Unite care era foarte, foarte bogat și a lăsat tot și s-a dus și a devenit un monk și a învățat careva lecții despre viață. Așa că mie mi-a plăcut și o donez și eu mai departe, deci mulțumesc echipei mele că mi-au făcut-o mie cadou și eu cum sper, deci și alții să citească și să inspire din aceste cărți. Eu zic că alegerile sunt bune. Cărțile merg în boxă. Dumneavoastră vă mulțumim, știu că și pe online cu siguranță sunt întrebări și precizări, dar deja o să o facem în cadrul emisiunii la TV, dacă o să accept să vii la mine și acolo vom răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumim și vă rog succes și gândire pozitivă!